Această emisiune conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au probat orele de zâmbete, întâmpinații, Vlad Ardovan, Anatol Codropai și Natalia Moran. Îl prezint, colegul meu, Vlad! La etajul 9, tot din același lift, dar a ajuns un pic mai târziu. El de la un nivel mai jos a urcat și de ce a ajuns un pic mai târziu? Stai seama să fie într-adevăr situația asta, mergi în lift și nu-ți place cu cine mergi în lift și tu încerci și ori te duci înainte, știi? Bun, asta opțiune, știi, cu o scară mai sus, scară mai jos, ca la escalator. Bună seara, stimați concetățeni și nu doar. Da. Vă salutăm de la etajul 9. Să auzim colega noastră Natalia, cine spune frumos astăzi și să intrăm în dialog cu ea, pentru că noi avem să spun multe lucruri interesante despre cetățenie. Noi am citit ceva de pe pereții. Cetățenie, Republica Moldova. Bună seara, dragii noștri! Noi suntem la etajul 9, ceea ce înseamnă că în următoarele clipe veți avea parte de multe zâmbete alături de invitații noștri. Astăzi avem un coreograf și o interpretă care ne-au adus faima țării noastre peste hotare. Rămâneți alături de noi și veți afla despre cine este vorba. Da, vom afla asta neapărat, dar până atunci discutăm cu Natalia. Discutăm despre ziua de 13 octombrie, ce este interesant în această zi s-a întâmplat cândva de mult. Vreau să vă zic că țara noastră e în căutarea sponsorilor și a persoanelor care vor să investească. Deci dacă un careva individ investește 250.000 de dolari în careva direcții sfere, hai să spun, industrială, economică și tot așa, sunt careva poziții pe care le propune țara noastră, respectiv gratis, absolut gratis, Natalia, obține ce? Cetățenie? Cetățenie Republicii Moldova. Fantastică propunere! Nici nu mă miram că Natalia cât costă? Despre ce este vorba. A, păi asta era și ideea, 250.000 de dolari. Doar că eu aș spune că de în că alte țări... Ești în Elveția și tu ai 250.000 de dolari, nu știi ce să faci cu ei. Uite, fața a făcut, fața asta spune că da, eu chiar mă gândesc. Da! Eu vin. Eu vin, fac tăt, afacere, tăt, tăt, tăt. Păi, eu cred că, oricum, o investiție este o investiție. Important e să fie o investiție. Cu cap să fie. Da. Să investești. Eu cred că dacă tu investești în Moldova, te vârși cu cap și cu mâini. Ce cetățenie trebuie să ai ca să nu vrei și să ai 250.000 și să vrei pe cei moldovenesc? Hai să începem așa. Nu știu, doar... Sunt multe în India, probabil, nu aș... Nu, hai să nu specificăm concret ce țări considerăm noi că sunt mai... Adică eu cred că sunt destule țări care cineva ar vrea să plece de acolo, dar nu... Să ajungă în Republica Moldova, pentru că și la noi vin străini. Pentru că aici, apropo, viața e frumoasă. Hai să fim serioși. Da. Da, eu uitându-mă la Natalia, îmi dau foarte bine. Nu, viața chiar e frumoasă și eu cred că costă aici viața mai mult de 250.000. Euro, că... Asta e altfel de întrebare, Anatol, cât vrei să plătești tu pentru viață frumoasă? Dar hai să mai întreb și altceva. Să presupunem că noi sau cineva din cetățenie spune, stați o leacă, o dau eu pe mine. Îi dau eu cetățenia mea lui, cât îmi vine mie pentru asta, nu, cât îmi revine. Cetățenia, e clar că cetățenia nu poate fi schimbată, da. Adică nu poți să-i o dai cuiva. Poți. Ca să... Deci tu cetățenia ta nu poți să-i o dai cuiva. Poți. Cu 250.000 de euro, o bine, tu îi spui, Ian, vin cu așa, ai 260.000, pune-i cu an, ascultă-mi mine, eu îți dau cu 200, nu cu 250, îți dau cu 200 și tot eu din banii ăștia îți fac operații plastică semeni fix cu mine, na. Preces. Și dai și numele. Eu cred că cu ăștia bani îi dai nu numai și familia, dar îi dai și... Da, tu înțelegi, eu, vechi bun, da, tu înțelegi ridicate, nu exploatat la maximum. Da, cu mătru nasul îl recunoască, tu înțelegi, la primul pescuit, pe dânsul cu mătru deodată, îl înțelegi. Stai, Alex, dar tu nu ești Vasea. Nu, el zic, dar eu nu am luat pescuit. Vasea și tu nu bate, deci, băi, tu știi, să-mi fac biliardul. Aha. Dar și nu, oamenii se mai schimbă. Exact. Schimbă unul pe altul, știi cum... Unul pe altul. Cetățenii, da. Mai. Înțelegi?
mai iau, dar eu îți spun, pașaportul s-a schimbat, respectiv s-a schimbat unul pe altul, înțelegi? Eu transmit. Mai este încă o altă chestie, prieteni. De, eu m-am gândit mult la tema asta și zic așa, dacă tu vrei ceva bani pentru cetățenia ta și spui că eu o întorc înapoi, eu cred că tu nu iei nici bani. Pentru că statul spune așa, măi, dar dacă tu întorci înapoi pașaportul, ai și tu dator cu 250. Și respectiv, da. Respectiv, Vlad, nu mai ești nicăieri. Rămâi aici. Alcilea, ai rămas. Da. Nu, îți dai seama, așa nu mai pleca lumea nicăieri. 250.000. Vrei? Vrei să duci să vezi Europa? 250.000. Vrei să duci în alt bani? 250.000. Nu mai ieși repede, că dar tu știi, tu știi și grijă de țara noastră, de țările de fiecare. Toți, știi, toți. Nu, dar eu știu, în general, asta e o chestie tare interesantă. Uite, oricare care este cu funcții, careva de stat, să n-aibă dreptul să iasă din țară. Pur și simplu să n-aibă dreptul. Deci tu, dacă ai luat o funcție de stat, trebuie să trăiești toată viața în țara respectivă. Da, și păi, dar cum duci tratativele cu... Păi, dar lasă-te că în țara noastră. Ai să vii la noi. Corect. Și plus la asta respectiv, el trebuie să-și facă bine la dânsul în țară, ca să poate el trăiești, dar nu să fie... să plece piscotare. Eu propun să-ți de acord cu Vlad. Fii atent, el își ieșe și umple buzunarele și tot investește tot în țara asta. El nu poate să facă absolut nimic, nici o manevră. Taram! Ai casă, fă-ți casă. Asfaltează, dar asfaltează mult. Asfaltează pistet, grădina asfaltează, livada asfaltează. Vezi că el, într-adevăr, o să-și facă drumuri până acolo unde să mai iei ceva și de acolo. Jia, tot e asfaltată. Dacă te trebuie un om. Da, dacă te... Un raion. Și e ca și ei pentru pătlăjele, da? Da. Respectiv, este un plus în chestia asta. Cred că noi încet o să găsim. Da. Dar mai sunt zile. Mai sunt zile frumoase care au fost cândva în istorie, despre care eu am să vă spun. Este vorba de un an interesant în care un anumit, hai să-i spun numele, Garrett Morgan, inventează și patentează masca de gaze. În 1914. Masca de gaze, da? Deci că anti-gaz. Da, o mască anti-gaz, da, adică stai că aerul tot e gaz până la urmă, da, dar în fine. Da, deci masca care te protejează de gazele nocive. De ce spun chestia asta? Gazele nedorite, da. Pentru că nocive. Am putea implementa și noi o mică chestie în țara noastră, da, în momentul în care stai la stație și aștepți un maxi-taxi, o rutieră, un troleibus, un autobuz. Așa, la intrare, mai ales vara. Ai achitat, de exemplu, 3 lei, spunem așa, un preț pentru toate, da, 3 lei. Și, dacă și nu primești nimic. Și nu, da, și da, dacă, da, da, dacă ai achitat 5, mai dai 2 lei. Ai o mască. O mască. Stai liniștit, nici un stres. Mergi ușor, lejer, fără nicio problemă. Da, pentru că cum, e mai scump, tu nu iei cu tine, tu scoți înapoi și șoferul la tu pentru, că e pentru utilizare. Pentru utilizare, da. Da, cred că ar prinde bine mai ales în bine, plus în troleurile noastre. Nu te deranjează nimic, nu te cunoaște, așa că și artiștii ar putea să meargă. Aici era aici bați, da? A, înseamnă că noi de acasă ne pornim cu măștile pe față și ne pornim, ne așezăm în microbus și mergem înainte. Noi vrem totuși să întrebăm încă o persoană despre anumite lucruri, mai ales despre ceea ce am vorbit noi, despre implementarea cu persoanele în funcții de stat. Este vorba de oaspetele nostru, te rog frumos, Natalia. Primul invitat din această seară este un profesor, coreograf de bază și directorul la studioul Teo Dance, Dumitru Neagu. Dumitru! Bine ai venit! Etajul nou, intrați, luați și intrați. Intrăm. Da, așezați-vă, vă rog frumos. Salut, Dumitru. Salut, așezați-vă, parcă nu ne cunoaștem cu Dumitru de foarte mulți ani. Ce mai faci și cum o mai duci? O duc bine, m-am căsătorit, vreau copii, vreau apartament, nu, multe ce trebuie să fac, știi cum, ca un bărbat. Aha, ca un gospodar adevărat. Deci știi fraza, o duc bine, m-am căsătorit, stop, încă o dată. Încă o dată, replica, e valabilă și după? Abia am un an, nu știu. Nu, trebuie să spui, o duc bine, m-am căsătorit, o duc bine.
Dacă ascult cum e exemplu. Tan. Asta pentru data viitoare. Nu, noi spunem că bărbați căsătoriți de foarte mult timp, nu unul și alalt, dar... Trebuie să confirm că soțiile dacă... Soțiile dacă ascultă chestia asta, apoi după ce întreabă, tu ai spus asta înainte sau după? Când ai avut o vedere asta? O duc bine, m-am căsătorit, că toți căsătoriți am barbă, tot ok. Foarte okay, asta e tot. Dacă ești căsătorit și ai barbă, înseamnă că soția e de acord, înseamnă că tot e bine, chiar e bine. Pentru că aici sunt probleme, dacă nu ai barbă. Așa. Noi cu Dumitru ne cunoaștem de foarte mult timp și știm foarte bine că, uite, tu ți-ai început cariera nu chiar atât, nu la o vârstă fragedă, da? Adică ca un dansator ar fi trebuit să începi, nu știu, știu copiii care încep de la 3 ani în general să danseze, de la 4 ani. Da. Tu ai început la o vârstă mult mai înaintată, relativ. E vorba de? 19 ani. Da. Cum crezi tu? Asta a fost... o greșeală sau invers a fost cumva un imbold, știi, ca să te pună pe roate? Practic o greșeală a fost când m-am dus mai devreme, știi cum? Păi totuși a fost într-un fel oarecare, da, o greșeală. Dar ai avut intenția asta de mai demult? Deci te simțeai am avut cumva de dansator înăuntru? Mie mereu îmi plăcea să fiu în centru atenției, să fac mișcări pe la toate evenimentele, cântam, dansam când eram mai mic, dar mă ocupam cu sporturi mai bărbătești, nu știu cum să spun așa. Am început de la fotbal, volei, noturi, basketul, pe urmă am trecut la karate, taekwondo, kung fu, m-am ocupat cu foarte multe arte marțiale. Până la urmă, ca o fată să mă vadă de la colegiu și să-mi zică, uite, tu ai prea multă energie, ți-i place muzica, văd că dansezi când mergi pe coridoare, hai, poate te încercăm. M-am dus, le-au plăcut, au zis că ai potențial și plus m-au pus așa în spate, încearcă în spate cumva să dansezi. Și practic mulțumită la faptul că dansau în față doar profesioniști, eu mereu vreau să-i ajung. Asta a fost un plus foarte mare în care am crescut. Nu mă uitam la asta că sunt prea deja bătrân, cum s-ar spune, pentru a mă apuca de dansuri. Și lucram într-una, că mereu vreau să ajung ca profesorii mei. Eu tot aș vrea fetele pe coridor la mine să vină și hai să te încercăm. Da, și probleme. Auzi, da. În fața mea numai profesioniști, dar eu stau din spate. Eu sunt de acord să mă încercați. Da, dar vezi că tot nu e bună chestia asta. Știi, te-o încercat și așa treci încolo mai în spate și stai. Nu, tamam că eu sunt de acord să mai în spate. Mie îmi plăcea din spate. Eu n-aș vrea să din spatele meu cineva. Stai, da, să vezi lucruri interesante. Să admiri mișcările. Le vezi mai bine, mă știi. Exact. Le memorizezi. Foarte tare. Din gânduiesc, cum să le repieți, corect. Și sara ai ocupații. Sara ai ocupații pentru că trebuie din nou te da să faci. Să repieți, înțelegi cum în... Îți dai seama dacă îi pierzi firul. Mai încerci încă o dată, o iei la capăt, la un început, eu aș spune. Foarte bine. Uite, Anatol, eu plus la asta și ce am vrut să-l întreb pe Dumitru, că am găsit careva informații, adică am înțeles că ne-ai expediat-o și tu nouă către producătorul nostru. Era vorba de aceea că Dumitru a fost regizor la anumite concerte, dar... De copii mai mult, da, a fost ca o încercare. Și plus la asta a fost asistent de regizor în Parlament. Nu în Parlament, la unele festivități organizate de Parlament. Asta a fost ceva. Ok. În Parlament. Stai. Păi eu am înțeles de fapt că este vorba de manifestații la Parlament, da. Știi? Zic, bă, dar cine știe, poate într-adevăr Parlamentul nostru tot e regizat acolo, știi? Vine lumea și totuși tot e regizat. Da, vă rog frumos, domnul la numărul 2, domnul de la microfon, spuneți vă rog frumos mai tare că nu s-aud. Ok, și deci te vezi și în asta, doar că la o vârstă deja mai înaintată. Da. Păi un dansator practic iese la pensie la 35 de ani. Eu mai am undeva 6-7 și gata. Stai un pic, dar tu te-ai văzut ca și dansator sau te-ai văzut ca mai degrabă ca coregraf? Mai degrabă ca coregraf. Mie mai mult îmi place să stau în culise, să antrenez, să pregătesc persoanele care ies în scenă. De asta cred că și îmi place și regia. Mm-hmm. Deci de aici vine chestia cu să stai în spatele camerei. Anatol, tu ți aduci în minte tării o piesă extraordinar de vestită, un interpret pe care noi ne amintim foarte mult de el. Voi ați făcut dansul ăsta al lui Pavel Turcu, e adevărat sau nu? Da! Băi, asta a fost cea mai renumită mea coregrafie și a prietenului meu Iulian. Deci voi vă spun sincer,
Ei ambii au făcut o capodoperă. Exact! Deci muzica care s-a creat foarte repede, în 5 minute. Plus în 5 minute muzică, plus dansul. În 5 minute s-a făcut dansul. Cred că într-o minută. Eu de asta și zic, băi, a fost... Fac repede. Exact, a fost genial, sincer îți spun. Adică eu cât de la început nu luptam cu piesa asta, dacă spuneam la lume, băi, nu se poate așa ceva. După aia am zis că, la momentul în care am zis că, băi, dar de ce să nu meargă la Eurovision dacă toată lumea tot se uită la ea, se râde de această piesă și le place? Să mai dăm o șansă. În 2018 și totuși... Și anume acea coreografie... Cred că în 2010, nu mai țin minte, de mult a fost. De mult a fost, mai de mult, cred că mai 2010-2009... Nu a știu, fost mai de mult. Sau aici, 2008, 2008, undeva 6-7 ani deci, urmă. Nu, e important să aflăm când e și la jubileul de 10 ani. Facem o încercare. O șansă. Și eu cred că țara, cu emoții, deja știi, ca un șlagăr, ca un... dar păi este când încă nu a ajuns. Doar că este o problemă, da? Melodie pentru... Trebuie făcută, da. Da, trebuie făcută în anul în care pleacă ea către Eurovision, da. Dar poate această piesă va fi deschiderea atunci când vom câștiga și noi. Și noi. Eurovisionul. Fac coreografie nouă dacă vreți. Da. Coreografie să rămână anume aceea care a fost. Doar pentru deschidere. Și plus asta o să știe toată lumea. Da, dar e pentru deschidere și mai departe dăm toată lumea din când în când pentru în pauze. Da, pentru închidere, da? Să vedeți mândria, să deam cu prietenul meu și ne uitam pe internet și punem și noi Pavel Turcu și undeva în jumătate de ani după Eurovision și ne uităm cum în Strășeni, într-o școală, era o festivitate, nu știu, toată școala dansau mișcările astea și noi, păi, dar noi am făcut o treabă bună. Păi asta e ideea, melodia... Toată lumea ține aminte, da. Da, melodia ca... melodia. Na, mă rog, cuiva îi place, cuiva nu-i place, n-o să judec chestia asta, dar coreografia, într-adevăr, a prins. Grație la coreografia asta, de altfel și m-am uitat la videoclip, de altfel nu eram. Și apropo, în anul când s-a întâmplat chestia asta, dacă noi, totuși, ca țară, nu ne bazam pe niște aspecte culturale și făceam o nebunie, de exemplu, da, ca un fel de hai să trimitem un... Facem abstracție... Un freak show de genul, da, hai să anulăm... El ajungea acolo și eu cred că publicul de acolo avea să fie șocat, dar șocat, entuziasmat și toate șansele erau să câștigat. Să fi câștigat? Da, nu prea cred că eram să câștigăm, dar era să ne amuzăm. Toată lumea era să vorbească până în ziua de azi. Exact, eu am o întrebare la tine. Tu ai fost în selecționata Moldovei de rock and roll acrobatic și aș fi vrut să înțeleg care este diferența dintre rock and roll și rock and roll acrobatic. Rock and roll este dans, da, e clar. Acrobatic. Rock and roll este muzica mai mult. Rock and roll-ul divizează mai multe stiluri de dans, cum ar fi boogie-woogie, West Coast swing, lindy hop, rock and roll acrobatic, însuși rock and roll acrobatic. Denumirile este foarte interesante, foarte, foarte interesante. Ok. Am o imaginație prea bogată. Da, mai departe. Dar acela rock and roll acrobatic are mai multă acrobație. Acolo fata o arunci practic la 5 metri în sus. Noi încă așa sus n-am aruncat-o, că practic timp de câteva săptămâni înainte de campionat ne-am învățat fetele să facă salt în aer. A fost vesel, dar am câștigat prin ce că noi eram dansatori. Mulți dansatori de rock and roll acrobatic sunt... doar acrobați. Ei parcă dansează o statuie, hai așa spunem, ei sunt foarte liniari. Deci slabe, dar ei aruncă sus. Acrobații. Dar noi am fost mai mult dansatori și mai puțini acrobații și tot... De asta și-am luat locul 7. Și voi ați luat locul 7, da. În la campionatul lui mondial. Da. În 2016. Da. Bravo. Sper că nu din 7 participanți. Nu, erau mai multe, erau peste 20 de țări care au ajuns în finala acolo. Ah, am înțeles. Era în Kazan. Așa. Da. Spune-mi, te rog, el se organizează anual, acest concurs? Da, el se organizează anual. Noi am fost anume Information, unde dansează mai mult, Informațiune. Se organizează și duete, solo nu este la dâns și doar duet. Duet băiat-fată și formațiuni de fete. Sper că altfel. Formațiuni de fete și formațiuni de perechi. Așa. Ok. Deci nu există un număr mai mare de persoane, 4, 5, 10? De la 4 în sus. De la 4 în sus? Da. Deci respectiv voi cât ați fost? Noi 4 perechi.
4 perechi. 8 deci 8 persoane. Cer scuze, nu de la 4, de la 8 în sus, de la 4 perechi. De la 4 perechi, da. Da? Deci minima a fost de 4 perechi, 4 perechi. Ce ați și făcut. Și dansul care l-ați spus, l-ați combinat cu acrobații, cu toate elementele, pe care deja era ceva nou pentru voi atunci. Era foarte nou. Mult. Am dansat sub hora din Moldova. Ah, super. Și lor le-a plăcut asta. Uite, noi acum îți propunem... Mai în general? Nu, eu am plecat din selecționat, am plecat, mă ocup acum mai mult cu coreografii, cu deja și vârsta, e greu asta, trebuie să te ocupi, dacă te ocupi de asta, trebuie să te duci mai mult, dar mie tot ce îmi place scena mai mult decât concursurile. Aha, aici era ideea. Noi avem încă o idee acum în momentul de față. Să-ți mai propunem să facem ceva. Ce anume o să ne spună Natalia? Dumitru, trebuie să ne spui ce tip de dansuri sunt în următoarele secvențe video. Oh, tu, ca și nu știu, coreograf, eu cred că te isprăvești. Deci, acum, o adresare către regia noastră. Sper că ați spus dansul lui Pavel Turcu. Asta e important. Asta nu, asta e concret stil. Nu, asta e stilul Pavel Turcu. Gata. Da, asta și este, asta e stilul Pavel Turcu. Stilul lui. Asta e bachata. Da, eu văd două bachate. Bachate frumoase. E bachata. Bachata. Să vedem dacă e adevărat. Că eu nu sunt sigur dacă e asta, dar pare să fie, pentru și că Natalia... Și răspunsul este la mine, da. Natalia a încercat să mă tot... Dar și numai până aici, că eu mă-și mai uitam la bachata. Să mă tot introduc în religia asta. Dar trebuie așa să te miști, da? La bachata. Da, păi să încerci, cel puțin. Da, păi în cazul ăsta, eu, dacă să mă mișc cum se mișcă bărbățelul ăsta, cred că aș putea. E important să nu mă pune cineva să mă mișcă... În acest stil, foarte mult bărbatul lucrează la conducerea fetei. Adică e greu să conduci. Da, băiatul face mai puțină plastică, mai mult fata, dar mulțumită băiatului, fata poate face poate timp, asta. Conduci, da? Ai permis de conducere. O împingi într-un element. O împingi în alt element. Da. Băiatul împinge și trage. Da, eu sunt de acord. Eu îți spun, ne faci și noi coreografie. Super. Următoare. Da, e băceată. Asta e Boogie Woogie sau Lindy Hop, nu știu, deodată vă spun. Ei se înțeleg acum ce se facă? Boogie Woogie. E un stil improvizat. E mult merge prin improvizație. Dacă tu știi piața, ți-e ușor. Ceea ce am zis eu că face parte din rock and roll. Da. E super tare, dar tot se vede băceata. Băceata îmi place. Eu mai tin că să ne mai întoarcem o dată să ne mai uităm la băceata. S-a văzut. Bravo. Care? E Boogie Woogie sau poate să fie rock and roll? Nu, chiar la general. E Boogie Woogie, bravo. E Boogie Woogie, da. Păi da, dar mulți spun rock and roll că ei nu știu cum se divizează rock and roll-ul. Da, care sunt mai... Super, eu nici cea mai vagă idee. Adică, pentru mine era rock and roll, doar atât. Mai mult decât atât, nu. Sunt dispersate în mai multe părți. Următoarea? Asta e chicătură. Asta e breakdance. Ce e? Breakdance. Breakdance. Vedeam mult el, nu știu doar niciodată. Nu, gata, s-a lecuit. I love the way he battles, man. Character. Uite, Natalia ne șoptește că ăsta e dans popular. Popular e diezo japonez. E dans popular american de pe în suburbii. Din raioane. Breakdance. Of course. And then the next one. Asta-s Calușari. Asta-s Calușari. Dans popular. Nu știu și asta. Asta-s Calușari și dacă nu mă gășesc că sunt joc. E jocul. Da, dar asta-i dresare la tine. Calușara. Da. Înțelegi dacă... Lașară, măi, lașară. Da, e un dans arhivestit și nu doar în spațiul nostru, dar și în general. Prin lume a călătorit foarte mult acest dans popular. Dans popular, Călușarii. Da, Călușarii, corect. Mergem mai departe. Step. Hai să fiu sincer. Corect, se numește step, într-adevăr. Da, tap, este... sau e... Tap step, da? Nu, se numește slow. În America se spune tap dancing.
Da, am vrut să... Seamănă cu dânsul. Vreau să spun că eu știam de ciciotcă. 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 Step. Da, corect. Este da, step. Step este dansul atunci și când... Și ultimul dans, să vedem. Hai, hai. Că hai. Ce trebuie să fie ceva interesant. Asta e tango. Simplu ca și bună ziua. E tango argentinian. Cel original, ai în vedere, da? Da? Pentru că da. De acolo vine propriu-zis. Da, și dansul e luat din filmul Take the Lead, unde Antonio Banderas dansa. Coreografia e de acolo. Tu înțelegi? Adică, în vedere de coreografie. Este un film deci unde este Antonio... este filmul propriu-zis. Nu, nu este, este filmul, este coreografia această... de acolo. Am cunoscut-o de... Aveam foarte puține filme despre dans și noi dansatorii practic le știm pe toate, că sunt puține. Ai înțeles? Ai înțeles ce film trebuie să facem? Cum crezi că Moldova a început să învețe? Dansul despre Hoalahor. Hoalahor din Moldova. Noi așa, mulți dansatori din Moldova au devenit dansatori uitându-se la filmele americane. Care, în care, în care sunt, învățau coreografiile, învățau mișcările. Pentru data viitoare îți promitem niște dansuri care tu n-ai să le cunoști. Facem, într-adevăr, o adresare către centru. Sunt dasuri care nu pot să le, n-am cum să le cunosc. Noi le găsim. Noi le găsim pe cele care nu le cunoște. Dansul, de exemplu, chiroșcarilor. De ce nu? De ce nu? S-a din Dubăsari, da? Da, da, da. Dansul chiroșcarilor din Dubăsari. Straniu când a fost dansul rățuștilor. Data viitoare, data viitoare. Dumitru, îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Îți urăm să nu se încălcească niciodată picioarele. Nici ție, nici discipolilor tăi, să mergeți bine înainte, să nu cumva să traumați cumva vreun mușchișor în timpul repetiției. Sunt deja traumați, vreo 10, mai dar... mai decât trebuie. Da, Doamne, să nu mai traumăm. Ne mulțumim mult pentru invitație. Cât vă aștept la dans. Vă aștept pe voi tot. Hai. Cu soțiile. Venim neapărat. Hei, de-am cu soțiile, să fără astea altă. Stimați telespectatori, dar voi să nu cumva să schimbați canalul când vine publicitatea noastră, că ați vă încălșim noi și ne-am reîntors, prieteni, după publicitate și asta înseamnă că din nou etajul nou vă invită aici lângă noi să privim, să discutăm cu colegul, cu colega, cu toți împreună, noi împreună, prieteni, suntem pe aceeași undă, cred eu, dar eu de fapt n-am idei. Eu idei n-am pe ce unde este Anatol la momentul de față, precis că pe altă undă, atât sonoră, atât și universală și lăuntrică și etc. Ce-ai făcut tu? Dacă, nu, uite, chiar nu pot să înțeleg. Ce-ai făcut tu cu look-ul tău? Cu face-ul meu? Dar ce am întâmplat? Făcut eu? Ai făcut ceva? Ai făcut vreo schimbare? Sprâncenile? Spune ce este, ce-ai făcut? Nu, sprâncenile? Le-ai tătuat din nou? Nu. Le-ai răzmuns? Nu. Le-ai vopsit? Hai să mă întrebi așa toți... Eu nu știu, da, ce zici? Toți variantele posibile. Nimic n-am făcut. Ești așa cum să... naturală? Eu, da, mă trezesc așa dimineața. E desfetic, că răspund. Bravo. Ești naturală așa. Nu, mie cel mai mult timp mi-a plăcut într-adevăr chestia... Dacă ai vrut să faci un compliment... Are sfat. Dimineață cineva întreabă, soțul îți întreabă pe soție, băi, ce faci acolo? Uite, îmi pun acum niște fon. Și acum ce faci? Îmi scot luciu. Și acum ce faci? Îmi dau cu cremă nu știu ce. Și acum ce faci? Îmi dau cu fard nu știu care, porțiunea feței, nu știu ce. Băi, pentru ce tu faci asta? Tot asta? Băi, pentru un look natural. Da, 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 da. Pentru un look natural eu trebuie să pun vreo 3 kg de dânsă ca să arăte natural. Sunt drepte cu diferite. Sunt drepte tot naturalețe. Tot aparatajul care. Da, ați văzut că erau un gen de competiție fetele care mă repede se machiau. Erau secundomeri de 10 secunde și fetele nu reușeau nimeni 10 secunde să se machieze. Și era, nu. Și o fată a pus cu un șervețel și a desenat acolo niște asta și când s-a trântit capul odată. Instant make-up. Instantaneu a devenit machiată, că nu puteam să zicem că a devenit frumoasă. Da. A devenit pur și simplu machiată. Stai un pic, una este să te machiezi în 10 secunde și alta să fii frumoasă în 10 secunde. Da, păi de asta și vorbim. De asta și vorbim. Păi, în general, machiajul până la urmă este o artă. Este un fel de pictat, da. Pentru că tu ai pânza, adică fața, ori a ta, ori a persoanei pe care trebuie să o machiezi și restul tot ține de pensula pe care păi o ții în mână. Păi iese că pânza e altfel. Pânzele sunt diferite, sunt pânze care măcar poți să-i pui acolo tot vopseaua că nu ajută.
tu vrei să spui că calitatea pânzii e diferită. Da, pentru exact. Pentru că câteodată iei o pânză fără ramă. Și forma. Și forma pânzii. Câteodată e intensă, e boțită. Da. Câteodată una e boțită, nu mai faci nimic. Câteodată e uscată, veche. Uscată, veche, da. Crăpată. Crăpată, udată, răsturnată, învechită. Exact. Prăpădită. Păi cu învechită, na, asta e o chestie care se întâmplă, un proces natural. De asta nu pot să spui nimic. Dar când e vorba de mai... Și iei pânza, mai... evident că un maestru, un pictor bun, îți face din pânza și ciocolată, dar, deci o pictură frumoasă, dar când, oricum tăta se spală, oricum ajungem înapoi la pânză. Da. Da. Și? Păi stai un pic. Păi tu când înțelegi pânza din stat, stai un pic. Aici depinde... În apartament. Aici depinde foarte mult de anumite lucruri. Deci ce vrei să faci tu cu pânza aceea? Înțelegi? Dacă tu vrei să unde vrei agăți să atârni pânza aceea pe o zi undeva... Da, pentru praf. Tu, da. Deci e una. Dar dacă tu vrei ca pânza aceea să stea cu tine în casă toată viața, să pui... Da, exact. Să răsplătesc pânza. E altceva. Păi da, dar tu știi că nu trebuie îmblat mult la pânză. În sens că, în general, că se strică... Se deteriorează. Se deteriorează. Depinde și ce anume este utilizat pentru a te folosi pe această pânză. În fine. Păi, dar totuși, naturalețe trebuie să fie naturalețe. Fără navaroane. Știți că în curând va fi... Natalia, tu consideri că fetele trebuie să se machieze? Nu, consider că aspectul natural e cel mai frumos. Și chiar acum vine în tendință... Cât mai natural, cât mai puțină cosmetică. Sincer, eu chiar urăsc să port farduri în exces. Da, da, prefer... Așa, dacă să luăm un procentaj de la 0 la 100, cam cât? Cum crezi? Acum ești fardată tare? Acum pentru sunt tine? Fardată tare. Acum pentru mine 80? Asta e tare. 90, toate că comparativ 90. Cu unele fete când le vezi asta cu... Asta e lazi, dar pentru unele fete. Eu am văzut așa. Da, da. Dar trebuia general... cu... lopata să scoți. Să scoți și tot dai. Wow, ce fetiță frumoasă. Stai că n-ai ajuns la mine. Nu. Stai că n-ai ajuns la mine. Sapă, e hârleță, e hârleță. Cel mai trist nu e asta. Cel mai trist e că bărbații au început să se machieze. Dacă asta chiar e trist. Trist. Și chiar nu vreau să vorbesc tema asta. De ce? Eu tot sunt machiat. Minimă machiată, mă. Eu știu. Nu, păi. Dar vorbim de așa, să facem ca un interpret care îl cunoaștem bine și îl vopsește. Ei, asta e treaba lui, ce își vopsește el. Noi vrem să avem de-a face cu interpreți care sunt buni. Mai puțin vopsiți? Nu mă deranjează deloc. Pot să vopsească cum vor, pentru că asta e o chestie de scenă. Acolo poți da. Să exagerezi cum vrei. Poți să te... Stai, dacă nu-i de scenă. Păi, eu am spus, deci când e vorba nu de scenă e altceva, când e vorba de scenă e altceva, poți să-ți vopsești măcar și tălpile picioarelor să arate mai extraordinar decât arată într-adevăr. Nu e o problemă. Important e să ai voce. Iar următoarea noastră invitată, cu siguranță, o are. Despre cine este vorba? Ia să ne spui pe nouă, Natalia. Sigur. Următoarea invitată în acest an împreună cu Sunstroke Project au demonstrat din nou întregii lumi că suntem un popor talentat. Dana Marchitan. So everybody just clap your hands. Yuhu! Da. Salut, salut Dana. Ne bucurăm foarte mult. Uite, noi elementul ăsta apropo. Bună. L-am învățat cu băieții, cu Sergiu. Mua! Mua! Chiar vrei să te pup. Dacă ești machiat, nu te mai... Eu nu sunt tare machiat. Eu fac elementul ăsta de pișăzute. Tot nu-mi place. Ce faceți, băieți frumoșei? Salut! Salutare! Și eu mă bucur. Ai auzit, apropo, despre ce vorbeam noi mai înainte de asta? Da, am auzit acolo, m-ați ținut în lift la etajul 9 și am crezut că s-au blocat ușile, dar a fost pentru asta ca să aud ce vorbiți. Exact. Dacă nu, cumva mă bârfiți pe mine. Ai, nu, noi dacă eram să te bârfim, eram să te bârfim așa că să audă toată lumea. Spune-ne, te rog, ce părere ai despre machiaj, machiajul excesiv, naturalețe, sau ne machiem până ajungem naturale? Sunt și eu o fană înrăită a machiajului, fiindcă, bineînțeles, fără el nu pot să ies în scenă. De altfel, pur și simplu, lumea nu mă recunoaște în calitatea mea de artist. Atunci când nu sunt machiată în scenă. Bine, uite, scenă poate, ca tare, poate da. Machiajul
de scenă, bineînțeles. Este un mod de a te masca ca în viața de zi cu zi, într-un lebus, să nu te recunoască lumea. Ok, noi am vorbit apropo mai noi, înainte apropo, în ne-am întâlnit cu Dana și ne-a recunoscut și am stat, am discutat, uitat. Da, chiar, da, unde? A, la Ciocană. La Ciocană, da. Da, da, da. Mai concret, la Ciocană. Da, să la Ciocană, atât e tot. Da, într-adevăr și noi, la Ciocană cu Dana. Și bineînțeles, nu-mi plac bărbații machiați, ce să faci? Doar îți plac bărbații nu machiați? Plac. Ah, ok, nici mie nu-mi plac. Se întâmplă că... Îți plac machiați tare? Tare, tare, da, da. Bine, nici puțin, nu. Am înțeles. Dați nici machiați. Deja nu mai pare straniu. Pur și simplu citesc câte ceva. Sau este artist, sau este de altă orientare. Așa. Ei, na, mă rog, e treaba lor cu treaba lor. Cu machiajul lor. Eu am înțeles-o pe Dana. Unde? Pentru că dacă e artist, încă putem spune salutări, fratele meu, colegi. Dar dacă nu e artist? Dar dacă nu e artist? N-avem despre și grăi. Sau salutare surioare. Da. Strivară. Nu, eu zic unde... frate, nu crede-mă, tău, eu zic treaba lor cu iapă lor, unde doresc, acolo să măscăresc cu make-up-ul lor. Măi, băieți, ca tare, da. Asta e așa o chestie discutabilă. De exemplu, în viața de zi cu zi, eu îmblu fără machiaj, chiar dacă astea chipurile cineva nu înțelege. Și bun, îmi dau vreo 10 ani mai puțin decât am eu. Dar eu am puțin cădere. Corect. Ați adică, înțeles. Practic, 0-1-2. Ideea este că machiajul trebuie să fie întotdeauna la o măsură perfectă, în armonie. Asta, la locul potrivit. Și la locul potrivit, bineînțeles, exact. Da. Nu poți să te duci la televizor fără de în fața camerei, fără machiaj, că e să strălucești ca o strălucitoare ca un față. Bec conectat. Ca o steluță. Ca o steluță. Da, da, da. Și până la urmă, da, lumea zice, da, și chiar nu știi că trebuie de machiaj, lumea analizează, bute. Da. Așa, wow. De ce ați ales tema asta? Nu, n-am ales-o de altfel, pur și simplu ne am... Ne suntem oameni de artă, nu știu ce temă. Frumoasă viața la mine. Viața mulțumesc, Doamne, că e frumos. Da, chiar e frumos. Dar cum îi place băiatului, mama să fie... Asta nu-i băiatul meu, bun, asta e băiatul lui Victor Stepaniuc. Nepoțel, adică... Ideea este că... Ideea este... Cum îi place să te vadă? Mama, când ești machiat, ești mai frumos? El în orice mod mă acceptă. Și mă iubește. Când am fost la X Factor și eram îmbrăcat așa foarte extravagant, cu părul făcut cu roșu și cu niște geni încleiate din astea de culoarea curcubeului și cu niște buze cu sclipici, el tot așa mă iubește și mă cuprinde, fiindcă dragoste mai, cum spune... Mai puternică. Mai puternică mai și atâncă. Fără nicio pricină. Doar un copil poate să ți-o dea. Și de asta vreau să spun că e foarte bine când ai copii. De acord. De acord, de acord. Normal că e de acord. Eu pot zic că poate că da. Poate că da. E foarte frumos. Spune-mi, te rog, dar ce ți-a spus după ce te-ai întors de la Eurovision? Cred că a urmărit. El este fanul la Sunstroke Project și, bineînțeles, eu deja în toată combinația asta și eu sunt pe acolo parte. Și de asta, bineînțeles, că cunoaște piesa practic integral, dansează tot așa ca și noi. Doar că un singur lucru, că eu am venit de la Eurovision, am luat și eu, am șterpelit de acolo un disc de a băieților care eu l-au luat pentru promovare. Ei au avut multe CD-uri de-a lor și am adus feciorului meu știind că îi place Hey Mama și ca și multor altor copii cum le place de Carlos Dreams așa și piesa Hey Mama. I-am adus acasă discul ca el să-mi facă mai apoi un fel de examen, știi? El pune primul track, a doilea, a treilea, bine, Hey Mama, noi toți știm. Mama, atenție, cum se numește cânticul ăsta? Și eu chipurile trebuie să-l știu, eu zic că eu știi, nu le-am învățat, zic că bun, aud niște cuvinte și le ghișesc și drept, dar este și cântic. Știi, el e fan, dar eu trebuie și fanul lui mama. În primul rând. Bine că, nu, pot să spun că orice experiență pentru mine este una frumoasă și prețioasă. Și azi de la Eurovision deosebit de prețioasă este și de asta ce să spun? Nu am decât să spun mulțumesc da, la toate. Da, și spune-mi tu mie, tu cânti și în Semrad? Da.
Da, am fost și, da, suntem și cu Simratu și cânt ca proiect și Dana Marchitan. Mă bucur foarte mult că am ocazia să cânt într-o orchestră, fiindcă nu este un band, că bandul este mai mic, într-o orchestră unde, bineînțeles, se cântă muzică calitativă, asta chestie, toate astea. Asta e complicat. Nu, asta atât e complicat, adică să mergi la repetiții, chestii, să rebzi caracterul la mai mulți oameni care sunt toți maturi. Trompetiști. Da, trompetiști, mai ales oamenii care cântă la instrumente, nu știu, eu știu de ce ei nu le place de oamenii care cântă cu microfon. Eu deja am înțeles de ce, fiindcă... Spune și nou. De altă a fost gândul. Nu, da, am și gândul cel ăla să ții minte că ei îmi dau voie că eu pot și să combin, adică cariera solo cu a lor. Ok, da. Asta este ideea că deși nu le plac la instrumentiști, vocaliștii. De fiindcă vocaliștii, nu, eu nu spun că toți sunt lenoși, dar practic majoritatea, adică nu spun că au boală stelară, nu. Dar ei foarte des, de exemplu, au emoții, de exemplu, au schimbat cânticul ca formă. Dar băieții au învățat, acasă au învățat cânticul, exact, așa matematic. Cum trebuie. Forma, adică corectă, da? Nota acolo unde trebuie, dar la vedete, spun așa, la cântăreții de cu vocea, ei așa și mi-a permit că, oi, m-au luat emoțiile, oi, eu, nișe ne-a venit altfel, eu am vrut să improvizez și ei de asta au așa un fel de, nu spun ură ascunsă, dar așa un fel de, că l-aș, nu știu ce aș Cărială face. Cărială profesională. Da, că... și de asta, cum, asta pentru mine e ceva nou, chiar dacă de 2-3 ani cânt cu orchestră în general, este un lucru așa deosebit și greu, dar și frumos. Și anume ca energetică, bineînțeles că e clar de ce la nunțele noastre moldovenești sunt întrebate atât de tare, mai ales formațiile astea care sunt mai mari. Și bineînțeles că trebuie și să se cânte notă-notă, nu fals. Exact. Vrei să-ți amintim de chestia aceea? Da, aceea, și asta sau? Că din start am început să vorbesc despre Simrat, că, bine, sunt foarte fericită că lucrez cu ei și cu Valentinu Zun, adică foarte multe lucruri învăț de la el, că este așa un om interesant și ca și businessman în capitolul cum să ții un band. Asta nu e așa de ușor, cum pare. Și mă bucur foarte mult că pot să îmbin și lucrul cu Simratul și eu aparte, adică pot să fac ce-mi trebuie mie. Asta adică este totul în zilele noastre, deci, o raritate. Sunt diferite, toate sunt, au cu, ca scop de experiență cât mai mare să obții. Experiență, profesionalism și, bineînțeles, că și bani. Bum, 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 aici a pus punctele pe aici. Stai, și ne întoarcem la tema la care am început emisiunea. Da. În țara noastră se caută sponsori care să dea 250.000 de euro sau dolari, spuneam, dolari, da, pentru a investi în careva direcții economică, industrială și tot așa. Da. Și pentru asta e absolut gratis, primesc ce? Cetățenie Republicii Moldova. Deci pentru țara noastră, deci aici era chestia, nu e doar... Ce părere ai tu față de situația asta? Pașaportul. Deci la... Stai, încă o dată te rog, explic. Anatol, uite, te vreau să spun încă și o mică paranteză. Cine cu pentru și... Deci, în cazul în care vine un străin și un investește 250.000 de dolari în Republica Moldova, el primește cetățenie gratis. Adică cum frumos, de ce? Că oamenii care au mulți bani sunt de obicei niște oameni așa buni, diferit obținuți banii sunt, dar de obicei sunt oamenii care au obținut așa mai complicat, mai greu, așa prin munca lor, ei apreciază munca și nu sunt talentați, dar sunt care, așa, mă rog, le cald din pod și ăștia sunt mai alentați și, bineînțeles, pentru ei ar fi, de ce să nu am încă o cetățenie? Oricum... Tăi ce nu, dar el se duce pe urmă la cluburile de noapte, fițoase, eu sunt moldovan, să mă grește de asta. Îți dai seama, da, eu moldovan sunt ce. Dar spune-mi, te rog, dacă tu ai avea 250.000 de euro. Și aș fi avut vreo... În ce țară ai investit ca să ai cetățenie? Da, bineînțeles că într-o țară, da, ca și Moldova, de ce nu? Într-o țară săracă, dar... Să ai două pașaporte moldovenești? Moldovenești, nu. Eu, adică tu ai venit, bun. Dacă eu ca moldoveancă, eu m-am gândit că dacă eu eram străină, și bineînțeles. Eu aș fi investit într-o țară ca Portugalia. Ca oamenii să aibă acolo salarii mai mari, fiindcă dacă
nu eram așa de îndrăgostită de Moldova, precum eu cred că sunt îndrăgostită, totuși eu aș investi în Portugalia, fiindcă anul ăsta vara am fost în Portugalia și m-am îndrăgostit de această țară, dar vezi că are un mare minus, chiar de exemplu dacă îți faci cetățenie românească și poți să lucrezi acolo oficial. Acolo salariile sunt de 500-700, așa până la 1000 de euro, așa, salariile medii, cam ca la noi, adică, mă rog. Dar mi-a plăcut foarte mult atmosfera acolo și oamenii sunt așa foarte buni. Într-adevăr, o prietenă de-a mea îmi spunea că pentru ca să întâlnești în Portugalia un om supărat sau cumva enervat sau un om rău, trebuie foarte mult să-l cauți. Și eu așa, eu sunt un om care întotdeauna analizează și exact de asta îmi place foarte mult să călătoresc, ca să analizez oamenii, locurile, curățenia, cum se poartă oamenii când deservesc pe alți oameni, bucătărie, bineînțeles, că îmi place să mănânc gustos. Și în Portugalia, apropo, e mult mai bine tot ceea ce spui tu decât în Spania. Ai fost și în Spania? Iată, în Spania încă nu am ajuns, în Portugalia. Hai să ajungi și să vezi, adică din considerentele mele... Ți-a plăcut mai tare, da? Nu, în Portugalia e mult mai bine din aspectul ăsta. E o țară mai săracă, dar din aspectul ăsta e mult mai curățică, oamenii sunt mai buni la suflet. Vlad, atunci cine țară mai puține... Cetățenie? Eu pentru... Da. Eu am cetățenie destulă. Ok, nu, în ce țară? Uite care dacă ți-ai... Dacă aș avea destui bani, da, și aș avea... Da, ai 250 de mii casă. Să investesc într-o țară, băi... Repede. Băi, eu veți ea. Mălădeți. Ok. Tot, da. Nu coment. Da. Asta e deja. Adică, da. Hai să facem în felul următor. Noi nu vrem să-i dăm voie Danei să plece așa cu una, cu două. Avem o rubrică pregătită pentru ea. Natalia care o să investească în Mongolia, îmi spune ce e vorba. Dana, trebuie să alcătuiești un catren cu cuvintele din imagini. Parabam, 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 pam, 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 parabam. Ce-i pentru Dana să alcătuiască un catren? Hai să vedem, în primul rând, să încercăm... Deci, catren, deci, respectiv, avem patru rânduri. Quatren. Din patru cuvinte pe care o să le vedem pe ecran, stimați cetățeni. Vrei, soare, mare și feudal. Aoleu. Așa. Da. Vrei, dar poți să le schimb colocul? Absolut. Cum vrei, așa și le schimb. Vrei să fii asocial, trebuie să devii feudal. Să te bronzezi doar la soare și să ai în suflet multă mare. Trebuie să mă gândesc ce asta înseamnă. Ceva de genul, trebuie să mă gândesc și am avut în vedere, dar sper că ne reușit. Sau... Nimeni n-a spus că trebuie să aibă sens catrenul. Înțelegi? Trebuie să spun eu. Vreme, frate, la carnaval, îmbracă-te ca un feudal. Și să găsești acolo un soare, la mare. Numai că ai grijă, poate și e mare. Da. Soare. Aoleu de carnaval. Anatol, tu mă... Aoleu de carnaval, vrei să fii un feudal? Vrei și soare, vrei și mare, că fetițele sunt goale. Da. Asta e o leacă m-a inspirat. Bun că m-am inspirat de la tine. Da. Deseori inspirația mea vine de la oameni. Corect. Asta e cel mai bine. Așa. Frumos, pleacă, geacă, misterios. Aici sunt rimele deja gata. Frumos pleacă ce e frumos când nu e misterios. Și când geaca este scundă, nici nu vrei să o fecunde. Sorry. Așa ne-a unit, bun, pot să-l descifrezi. Nu, că e descifrezi. Da, eu spun așa. M-am plecat la frizerie să mă fac eu mai frumos. Da. M-am frezat eu ca un flăcău tare misterios. M-am îmbrăcat pe mine geacă și m-am uitat în oglindă și am spus frizerița, pleacă, pleacă. Tot e bun. Următoarele patru cuvinte. Bă, și tu nu părți. Da, următoarele și tu, gătește. Corabie nebuni, vrabie e străbuni. Corabie nebuni, vrabie e străbuni, da. O corabie de nebuni. Da, mai bun. Și o vrabie din străbuni. Tan. Nu, stai aleacă, dar trebuie patru. Trebuie, da.
O corabie de nebuni. Hai, Vlad, ajut. O corabie de nebuni. Precis? Eu am înțeles. Hai, continui. Cine te priceput până am urmă? Eu am înțeles, Dan. O corabie de nebuni, o corabie de nebuni. O corabie de nebuni și o vrabie de străbuni. Da, sunt patru. Super tare. Super. Da, ne-a plăcut. Să vezi, știi, câteodată oamenii de artă, oameni deschiși, oameni minunați, se mai blochează. Apoi, uite. Uite. E ca și bunul. Cine oare-i vorbit, omul? Eu n-am înțeles. Ai, ne-am adunat noi trei nebuni să vorbim despre noștri străbuni și am crezut ca să facem o corabie, dar s-a prins că am prăjit o corabie. Drăguț. Hai, mergem mai departe. Hai, următorul. Următorul sau ultimul, nici nu mai știu dacă e... Nu, mai avem perucă, rață, furcă, roșeață. Aha, ok. O perucă minunată, ca o rață încălțată. Pe capul unei femei de furcă, pe buze are roșeață de murcă. De murcă. Dar cum e? Nu fraza, dacă poți să-mi dai explicația. Murcă e de o doamnă de furcă, asta cum? Și care e de asta care e furcă. E în furcă. E în furcă. Da, de asta. Sta. Anatol, vrei să dai tu o versiune? Așa. O rață cu o frumoasă perucă s-a pornit să-și spele roșeață, dar a ajuns cu furcă în față. Hai, următoare. Hai. Piatră, minune, alune, hai, tu primul spune. Eu? Da. Mă inspiri, poate. Poate. Deci... căutam eu o minune într-un copac de alune și strunșinam eu tare, ne-a chicat o piatră picărare și un câine la mine latră și cu voi, măi, de unde v-ați luat? De coșă poezii. Ian, strânge-te. Strânge-te. Hai, dă să mă strâng eu. Hai, da? El strânge. Hai. Încercam să urc pe o piatră, dar pe care niciun câine nu latră. Vroiam să spun eu o minune, dar da, mi-a aruncat în gură alune. O piatră minune, un diamant alune. Un diamant nu latră. Un diamant. Nu, asta era bună, stai. O piatră minune, un diamant cu latră. Eu mănânc alune, toată lumea în șatră. Toată lumea latră. O piatră minune pe degetul meu. Opa. El latră nebun. E bărbat în el. Cu multe alune. Uite. În sufletul meu. O, aici da, aici da, aici da, jos pălăria. Nu știu, de super. Cu alune. Super. Și ananas, ultima. Ananas, mentă de mentă. Ultima. M-am dus eu un ananas și să-i dau lui o de mentă. Eu eram în hoduras. Eu s-a prezentat că-i mentă. Asta a fost bună. Hai. Am avut un ananas. Felicitări. Ananas din mentă. Eu l-am dus în Honduras și ne-a zis lumea că sunt demente. Bravo! Asta e bună! Nici nu vreau să dau asta chiar alte exemple. Asta e, că mai tic că... Asta e super tare. Dar pot să spun întrebare. Apoi îți dai seama. Asta e super. Aoleu, Dana! E sens chiar. Vlada nostru e din Honduras. El... mănâncă ananas. El... are el un ananas. Așa. A făcut cunoștință cu o demente. Și l-o rost până la mentă. Ananasă. Da. Aoleu. Da, ai dreptate. Să presupunem. Super. Dana, asta a fost, asta sper, a fost rubrica pe care noi ți-am pregătit-o. Da. Cu mare drag am făcut Catrene cu tine. Ne-a plăcut foarte mult.
Te invităm și cu o altă ocazie. Eu vă mulțumesc, am crezut că, de fapt, mă rog, o să-mi dați un morcov, ceva, o să mă luați peste picior, văd că aici crește chiar crește ceea ce trebuie. Da, acolo... poți la finalul emisiunii să-ți iei ceva de acolo, da. Să-ți faci rasadă acasă. Bine, că chiar trebuie să iau niște flori, că nu am nicio floare din asta. Asta e ceapă. Asta e ceapă verde, da? Ceapă și morcov, vine combinate. Dar mă rog, ce o să crească. Aveți grijă de voi? Și de sufletele voastre. Mersi foarte mult, Dana. Mulțumesc. E foarte drăguț emisiunea. Mari, mari proiecte, să te vedem la mari, mari proiecte, să cânti pe cele mai mari scene, cele mai frumoase. Și să prindești cât mai mulți bani. Și așa ca să fie până la sufletul omului cântecul ajuns. Ai dreptate. Și un mesaj de final pentru invitații noștri care ne văd din partea cealaltă de ecran. Dragi prieteni, vreau să vă urez ca în fiecare zi să nu fiți serioși, fiindcă seriozitatea duce la diferite boli grave și, bineînțeles, iubiți-vă reciproc, dragostea este cel mai bun leac de la orice boală care există, răceală și orice care altă. Vă iubesc, vă pup, Dana Marchitan! Dragii noștri, iată că a venit și timpul să ne luăm rămas bun, dar nu pentru mult timp. Nu pentru mult timp, prieteni, pentru că în curând din nou o să ne vedeți la etajul nou. Vă așteptăm cu mare drag. Pa, pa! Pa, pa! Da, 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 și nimeni noi. Această emisiune conține plasare de produse.